a fost întrebat de către o doamnă reportă, domnule, înțeleg că sunteți și noastră măsurat pentru postura de candidat la președinția României. Și Puric a zis-o pe asta, zice, domnule, nu poți să măsori un Purică, sare, uite așa face, sare de colo colo. <laughs> Președintele României. Nu poți să măsori un puric. Uite, așa sare, n-ai cum să-l măsori. Tu <laughs> și s-a tare de asta. Da, da. bună, bună, tare. A fost bine, de ce bine, să bine, să nu bine. fie amuzaj. Uh, realitatea e că ăsta nu este un fluturaș electoral cum ar fi lumea tentată, ci invitație la un spectacol. Că Dan Puric a mai zis și că speră să existe simț al umorului. Așa a zis al reporterului care l-a întrebat. Și în același timp Aur susține că îl măsoară să vadă cât e, alături de alții care sunt în... Cum se numește asta, domnul? În atmosfera partidului aur? Da. Care da. gravitează în jurul aur? În siaju poate. În siajul, dacă vrei bine că nu în hamu. Sau în hamu partidului Sau un aur. în triajul. Da, triajul. În triajul numai. Da. Da. Mă rog. Dar că nu s-a decis nimic în acest sens. Eu acum nu știu ce să spun. Ba, ba așa că glumiță. Votați-mă din partea aur. Care-i gluma? Că ar corespunde să vezi, a artic. chemat la spectacol. Veni să vedeți. Cred că acolo, dacă Spectacolul vei merge... se numește Votați. Mă, a încheiat cu Votați-mă la președinție din partea aur. Părerea mea, Radu, e că... Au testat un pic apele. Să vadă reacții, să vadă... Poate dacă întreabă cineva, domnule, îl testăm, dar nu s-a luat nicio decizie. Maestru răspunde a doua zi că n-ați înțeles metafora. Ai, n-aveți suflet de artist. Adică nu, nu cred povestea cu întâmplător un om care e testat, care ar corespunde perfect profilului de prezidențiabil aur, a făcut o glumiță. Pentru un spectacol numit, votați mă! Băi, știți. Votați, dar am puric, mă! Până la urmă, e o curicătură și cu treaba asta. Că pare, -a, și -a -a totuși, pare, pare totuși că au și un de superioritate față de cei care comentează. Și-au început să comenteze ca nebuni. Păi, îi comentez ca nebuni. Îi și îmi spui că. E de comentat? Păi, e de comentat. E un gest fai. reflex pe care trebuie să-l ai. După aia, am glumit, domnule. Apare altul. Apare fără Și -au să candidezi departe partea orice. Și atunci stai și te gândi, bă, oamenii nu sunt, Nu știu, zic așa, ah, ca idee. Okay. Ca idee. Poți să apară altul și așa mai departe. Te pune tot timpul situația comentatului de acest uh, eveniment. Și atunci stai și te gândi, bă, dar o treabă serioasă n-aveți de făcut? Adică mă gândesc... Eu, eu cred și... că serios sau... Da? Serios? serios? Adică da, nu, nu da. sunt da. eu cumva... Adică te pune și o no. inferioritate. Dom'le, stai no, și comentezi no, 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 și eu no. de tine. Ha, <laughs> Radu, fii sigur pe tine, nu merge așa, nu da? ne lăsăm intimul. Da, am glumit. Nu. Păi fii atent, Doamne, Da. Nu, din punctul meu de vedere, Dampuric chiar e cea mai. Nu, bună ideal. Pentru aur n-ar fi de variantă pentru... pe care ar avea o aur da? la îndemână, dacă acceptă. Deci Și? Problema nu e să nominalizeze aur pe Dampuric. Da. Problema e să accepte Dan Puric, să candideze din partea aur, conștient fiind că sunt șanse să nu câștige. Asta, asta e logica. Dom'le, mă bag în treaba asta, fără să. Eu nu cred că va da. câștiga, totuși. lumea are tendința, așa, știi, oricât de multe ar respecta pe o parte să vrea la nivel de președinte pe cineva Știi la ce eu mă